Secretul unui mariaj fericit. Cum faci să păstrezi armonia în familie odată cu trecerea timpului? Sunt detalii mici, dar care fac diferența atunci când vine vorba de fericirea în cuplu. Conform știrifresh24.ro, în cadrul emisiunii Adevăruri Ascunse de la Antena 3, la rubrica Pilda Zilei, celebrul numerolog Mihai Vorobkievici a oferit sfaturi prețioase pentru cei care sunt căsătoriți. Mariajul în sine este o provocare, iar reușita lui ține de cât de mult își doresc partenerii să fie bine în relație. Mihai Vorobkievici a dezvăluit sfatul pe care mama sa i l-a dat atunci când s-a căsătorit. El spune că inițial nu a înțeles ce a vrut să-i transmită mama lui, dar cu timpul și-a dat seama că vorbele ei erau aur. Care este de fapt secretul unei căsnicii lungi? Mama mi-a spus așa, că secretul unei căsnicii lungi, a unei case fericite și a unor copii crescuți cum trebuie, este atunci când vorbește ea să tași tu, atunci când tași tu să vorbească ea. Nu înțelegeam, păi eu când mai vorbesc? Mama mi-a spus, abia atunci când ești pregătit să lași la o parte toți nervii și atunci când nu ai chef să scoți ochii cuiva, a povestit Mihai Vorobkievici. Numerologul ne sfătuiește să fim atenți și în relația cu părinții, să evităm să le răspundem, să le vorbim nepotrivit, chiar și atunci când știm că noi avem dreptate și sunt cei care greșesc. Sfatul lui Mihai Vorobkievici este să lăsăm lucrurile să se așeze de la sine, să nu explodăm, pentru că mai devreme sau mai târziu ei își vor da seama când au avut și când nu au avut dreptate. Mihai Vorobkievici spune că tot mama sa l-a învățat ce să-i spună soției în timpul unui conflict verbal, când atmosfera în casă este tensionată. El a mărturisit că în astfel de momente se simte ca un butoi cu pulbere gata să explodeze. I-am spus mamei că eu în felul ăsta voi fi un butoi de pulbere gata să explodeze. Ce fac? Ea mi-a spus să-i spun soției următorul lucru. Ce norocos sunt! Am cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și cea mai înțelegătoare soție, care din când în când se mai ceartă cu mine, a mai spus numerologul. Specialistul este de părere că o căsnicie se ține cu înțelegere și că este vital ca atunci când ești în prag de război să ai forța și discernământul să numeri până la 10, câștigând de 10 ori câte 10 înțelepciuni în plus. Nu stricați armonia casei pentru un moft sau pentru orgolii, relatează știrifresh24.ro.